La alegerile din data de 20 octombrie 2019, în raionul Rezina au ieșit să-și aleagă primarii, consilierii locali și raionali 18.581 de persoane. Dintre acestea, aproape 53% au fost femei și 48% bărbați. Cei mai activi alegători din Rezina s-au dovedit a fi persoanele cu vârsta cuprinsă între 56 și 70 de ani, 32,45%. Electoratul tânăr de la 18 la 25 de ani s-a prezentat la vot în proporție de aproape 7%. Astfel, viitorul Consiliu Raional Rezina va fi format din consilieri din partea acum, PSRM, PDM, din partea partidului Șor, PCRM, PPM, PLDM, dar și candidați independenți. Cât privește orașul Rezina, din totalul de aproape 40% dintre alegători, tot femeile au deținut întâietatea privind prezența la urne. Electoratul feminin la alegerile locale din 20 octombrie a fost în proporție de 54,40% și doar 45% dintre bărbați au exprimat opțiunea de vot. Chiar și așa, locuitorii orașului Rezina vor ieși și în turul 2 de scrutin, care se va desfășura pe 3 noiembrie. Bătălia pentru fotoliul de edil al Rezinei se va da între candidatul PPM Simion Tatarov și candidatul socialiștilor Valentin Rotaru, iar din Consiliul Local Rezina vor face parte reprezentanței PSRM, acum PPM, PDM, Partidul Șor, PCRM, PLDM, Partidul nostru și șase independenți.